Ca să putem funcționa normal ca și societate, avem nevoie de o structură. Structură ce presupune respectarea anumitor reguli și impunerea unor autorități. În familie avem același model. În funcție de rolul pe care îl avem, avem anumite drepturi, responsabilități și un nivel de autoritate. Însă, dacă în societate, noi ca și membri, ne revoltăm împotriva abuzurilor făcute de autorități, oare nu același lucru se întâmplă și în familie? Bun găsit la un nou episod din podcastul Parenting. Sunt Ovidiu Alb și împreună cu Dora vă invit să discutăm astăzi despre autoritate și respect, împreună cu invitații noștri Teo Cotrău și Rea Brudan. Așadar, cum am putea noi să ne comportăm ca părinți astfel încât autoritatea noastră să nu întărâte la mânie, ci să reușim să creăm un cadru drept, iubitor, corect pentru copiii noștri? De unde vine conceptul ăsta de autoritate și cum l-am putea defini corect? Da, eu cred că viața omului se desfășoară în orice moment, strâns legată de o anumită autoritate peste sine. Viața, sau hai să zic așa, anarhia nu este ideea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, El a așezat omul într-o lume și nu poate funcționa fără a respecta autoritatea. Lipsa autorității, a structurii de autoritate, ne conduce la haos și viața nu s-ar putea desfășura așa cum trebuie. De aceea mi se pare absolut esențială întrebarea de hai să vedem cum putem noi ca părinți să ne impunem sau să ne câștigăm autoritatea. Este un subiect care merită dezbătut. Cum am putea să ne impunem? Sau când trebuie impus autoritatea și cum o putem câștiga? Sau este un dat, pur și simplu faptul că suntem părinți vine la pachet cu autoritatea cu care am fost înzestrați? Eu cred că ambele sunt adevărate și asta e în funcție de vârstă. Odată autoritatea trebuie impusă pentru că este o prerogativă ce vine odată cu poziția de părinte. Ca părinte, deja ai autoritatea asupra copilului, se așteaptă să ai autoritate asupra copilului. N-ai cum să îți crești copilul fără a-ți impune autoritatea, mai ales la vârstele mai mici. Dar în același timp, doar o impunere a autorității, mai ales pe măsură ce crește copilul, poate duce la întărătare și la alte subiecte de felul acesta, alte reacții de felul acesta. De aceea aș spune autoritatea trebuie atât impusă, până la anumită vârstă, și autoritatea merită să începi să ți-o câștigi față de copilul tău încă de la începuturi. Și spre o vârstă mai mare, autoritatea poate fi câștigată în fața copilor tăi. Cele două linii directoare în modelarea copiilor noștri sunt destul de clare, acceptate de toți oamenii. E vorba de fermitate, o anumită structură în care copilul crește, și de afecțiune. Fără structura de autoritate și de organizare, copilul își pierde sentimentul ăla de stabilitate și de predictibilitate. Dacă nu există afecțiune, el niciodată nu o să se simtă în siguranță și iubit în familie. Cumva ăsta e cadrul pe care Dumnezeu îl trasează și, așa cum amintea și Rei, în mod natural un copil când se naște te percepe ca structură de autoritate. Pe de altă parte, eu cred că e vorba și de o anumită cultură pe care noi o dezvoltăm în familie, fie una bazată pe frică, care la un moment dat complică cumva viața și coexistența în structura familială. Și în a treia fază, cred că elementul ăla de a putea câștiga respectul copiilor noștri. Nu, cu cât cresc mai mult, știm că nu poți să te impui, adică o poți face, dar uneori sunt niște costuri care nu cred că vrem să ni le asumăm și uneori e un preț destul de mare de plătit. Și de nedorit. Hai să ne uităm un pic ce ar însemna autoritatea impusă la vârste mici. Cum o putem percepe? În primul rând, cred că s-ar putea cuvântul impunere să nu placă în perioada asta a istoriei, a civilizației noastre. Hai să folosim atunci manifestarea autorității, nu impunere. N-aș renunța la cuvânt, pentru că mie se pare că are sensul lui, doar aș vrea să-i dăm nuanțele potrivite. A impune nu înseamnă forță, nu înseamnă neapărat, nu înseamnă violență, nu înseamnă asprime. Sau impune. Agresivitate. Nu înseamnă agresivitate, cred că e cel mai bun cuvânt, nu înseamnă agresivitate a impune, ci a impune înseamnă, astea sunt regulile, îi dată, astea trebuie respectate. Sunt diferite măsuri, sigur, dar nu
prin impunere nu înțeleg forțare, nu înțeleg agresivitate. Dacă nu ai impune copilului tău niște lucruri, niște reguli, niște standarde pe care el trebuie să le sau la care să se supună, din momentul ăla copilul tău poate să sufere în moduri neașteptate. Adică impunere. Asta se face acum, asta o facem. Acum se merge acolo, se merge acolo, se merge la școală. Copilul vrea să-ți meargă la școală? Nu prea vrea să-ți meargă la școală. Nu toți, sunt excepții, dar lași după el, nu pot să-i impun chestia asta. Nu, va trebui să o impui cumva. Ce înseamnă că o impui? Îl forțezi, îl bați? Nu, bineînțeles că nu. Da, este o fermitate de care vorbea Teo. Asta trebuie făcută. Ne luăm și ne ducem. Găsești metodele de a-l duce la școală sau de a-l face să meargă la școală. Pentru că dacă lași după el, educația lui tinde la zero. Și cred că ăsta e secretul. Impunerea autorității presupune un soi de fermitate. Asta trebuie făcută. Și în același timp, dacă fermitatea asta este pe fondul unei afecțiuni, unei tandrețe, a delicateții cu copilul, adică copilul să vadă că poți să fii și ferm, în același timp să vadă, să știe că este iubit de tine și este acolo, ești acolo pentru el și știi să fii delicat cu el în celelalte domenii sau aspecte ale vieții. Copilul va înțelege fermitate, da, când trebuie, delicatețe, da, când în celelalte momente și își va regla posibilele emoții. Cred că responsabilitatea noastră ca părinți este să ajungem să îi convingem pe copii să asculte din motivațiile corecte. Însă cum ajung ei acolo? Care sunt căile pe care putem să îi creștem în ascultarea corectă? Și asta este, cred că, ceea ce ziceam, autoritatea câștigată. Pentru că în timp ce la o vârstă ești mai ferm și impui un pic mai mult, cred că pe parcurs trebuie să învățăm să le câștigăm, să ne câștigăm autoritatea în fața lor. Aș rămâne pe cuvântul ăsta natural, mie îmi place. Un copil fără autoritate nu poate supraviețui. Deci gândiți-vă că în prima perioadă îi dependent 100% de părinte. Deci fără el n-ar putea. Deci în felul ăsta. Acum fiecare probabil am constatat în familie că dacă tatăl e perceput ca simbol al autorității, mama e percepută ca simbol al afecțiunii în familie, în general, deși lucrurile se mai schimbă, am rămas surprins că bunicii de obicei sunt un simbol al îngăduinței și harului. Suimit când mă uit la părinții, nu toți, când mă uit la părinții mei și la felul în care i-au tratat pe copiii noștri, am simțit simbolul răsfățului. Însă, revenind la aspectul de cultură pe care o creăm în familie, foarte mult contează. E adevărat că e nevoie de reguli, e nevoie de principii, de cadrul ăla de siguranță în care copilul să crească. Dar la un moment dat, dacă insistăm prea mult pe nota asta și problema de multe ori e la noi, dacă avem un sistem bazat pe frică, ce zic unii, imaginea pe care încercăm să ne apărăm, ăsta e foarte periculos. Cred că pe mine m-a ajutat, fiind băiat de păstor și având copii, mi-am dat seama de presiunea care o pot pune pe ei. Și am făcut eforturi foarte mari în relația cu soția, ca să nu le transmitem ideea asta că trebuie să apere o imagine a pastorului. Și asta e foarte greu. Cred că mi-ar fi scăpat lucrul ăsta dacă n-aș fi trecut eu. Mi-aduc aminte ce presiune s-a pus pe mine în copilărie, în adolescență, când toți ochii erau pe tine și trebuia să-ți conduci viața după un anumit standard. Și am preferat să îi las să greșească, pentru că în felul ăsta ei își formează propriile convingeri și principii. Cred că ar trebui să-i direcționăm să fac anumite lucruri pentru că e bine, nu pentru că tata sau mama. No, astea presupun niște riscuri, să le creez un spațiu, o cultură în familie și e nevoie de timp pentru așa ceva. Și probabil de o comunicare deschisă, un spațiu în care să fie acceptat ca copilul în mod deschis și liber să-și exprime poziția față de anumite lucruri, chiar dacă în final nu se va face după placul lui, după voia lui, dar să existe această încredere că pot să zic lucrurile așa cum le gândesc și ele vor fi primite și apoi, da, mama și tata din postura de
autoritate pe care o au, vor decide ei cum e mai bine, dar eu pot să le spun, eu simt că acolo e spațiul meu de siguranță, cum spuneai. Da, foarte valabil ce ziceți. Din fericire am învățat lecția asta de vreme, când copiii mi erau foarte mici, lecția de a avea copii tu ca păstor. Și pentru mine a fost absolut salvator faptul că asta era imaginea pe care mi-a transmis-o cineva. Copiii tăi sunt ca pești într-un acvariu. Toată lumea se uită la ei, sunt acolo expuși și biserica, comunitatea, toți vor fi pe tine și vor arăta cu degetul. Copiii tăi sunt urmăriți și asta nu e viața pentru ei. Protejează-i, nu impune lucrurile, le lasă să vorbească ce spune tu, să-și exprime opiniile, nu-i băga în față, nu te lăsa intimidat de presiunile celorlalți și nu-ți vei fi tentat să-ți impui autoritatea peste ei ca să-ți ții lucrurile în frâu, că tu ești păstorul și dacă tu ești păstorul, tu ești perfect, tot ține copiii tăi, trebuie să iasă stas și așa mai departe. Pentru mine a fost salvatoră ideea asta. Care comunicarea asta de care ziceai, exact aici e riscul. Problema apare, ok, tu ești autoritate, trebuie să te asculte și cumva, fiindcă de mici ei au nevoie de structura asta de autoritate, uneori pericolul îi, cerându-le să asculte de noi, noi să pierdem din vedere că și ei au un cuvânt. Un lucru șocant pentru mine în ultima vreme, m-am întâlnit cu mai multe persoane și mi-am dat seama că au probleme din copilărie. În ce sens? Fiindcă nu li s-a dat voie. Când un copil ne întoarce vorba sau când spune ceea ce gândește, e un lucru foarte deranjant pentru autoritate. Dar nu știu câți dintre noi vedem că e un lucru bun, că el își formează deja propriile opinii, apără ceva. Ei, am întâlnit atâția oameni care au probleme cu limitele și cu granițele și sunt perioade uluitoare de confuzie, în care nu știu ce să aștepte de la alții și care sunt limitele pe care ei le au în relații, tocmai pentru că au fost frustrați aici, pentru că nu li s-a dat posibilitatea să comunice, să spună ceea ce gândesc. Poate că cel mai mare compliment e dacă copilul tău poate să spună ceea ce gândește, ceea ce simte, să te contreze în anumite momente. Cred că ai subliniat foarte bine și părerea mea este că una dintre luptele pe care o ducem în societatea și în cultura în care trăim, pe de-o parte ni se spune trebuie să-l lași copilul să se manifeste, să crească, să nu-l zdrobești, să nu-l frângi, da? Ca să crească o persoană dezvoltată, echilibrată. Pe de altă parte, sunt lucruri care știm că nu-i fac bine pe termen lung, trebuie să avem grijă de el și să încercăm să-i coordonăm ca să crească frumos, sănătos, să poată să se dezvolte o persoană matură, echilibrată. Care ar fi luptele pe care merită să le ducem și care ar fi lucrurile, să zic, negociabile în deciziile pe care le luăm legate, cum ai zis și tu, i-am lăsat pe copiii mei să greșească. Unde îi las să greșească? Până unde putem să lăsăm copiii să-și ia deciziile pentru ei și care ar fi direcțiile pe care putem să-i încurajăm să facă lucrul ăsta? Până unde? Până unde nu percepe un pericol pentru ei. Adică lucrurile astea cred că țin foarte mult de copilul tău, de mediu, de dinamica familiei, de toate astea, de personalitatea lui. Și atunci eu cred că putem să lăsăm libertatea asta, flexibilitatea, spațiul ăsta, până când nu-i periculos pentru el, până când nu considerăm noi că e periculos pentru ei. Și ca autoritate, cred că atunci trebuie să avem intervenția respectivă. Dar cred că mai există și alte moduri de a dezvolta autoritatea în copii, de a-i, prin modelul personal. Adică îți poți câștiga autoritatea față de copilul tău arătându-ți tu respectul față de autoritate, copilul văzând în tine faptul că respecti autoritatea. Copilul vede și pricepe ierarhia asta sau structura asta de autoritate. O percepe, o preia văzând pe tine că te supui, văzând pe tine că asculți, că nu ești stăpânul absolut. Așa că vorbind despre cum îți poți câștiga autoritatea asta, am spus modelul personal. Părinți, dați cinstea lui Dumnezeu. Modul în care noi ne supunem autorității lui Dumnezeu este un exemplu pentru copiii noștri. Adică copiii vor învăța respectul pentru autoritate
și pentru autoritatea lui Dumnezeu și pentru autoritatea în general, uitându-ne cum noi ne raportăm la Dumnezeu. Și aici sunt lucruri foarte simple care pot intra în discuție. Cum îți arăți tu respectul față de Dumnezeu? Că toți zici că Dumnezeu e mare și puternic și că trebuie să ascultăm de El. Nu, cred că sunt modalități foarte naturale. Nu trebuie cumva artificial noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu. Ci arăți că respecti pe Dumnezeu cum? Eu știu, frecventând biserica, având un ritm de viață, copilul vede, măi, părinții merg acolo, duminică de duminică, la așa. Asta e ca și cum, din respect pentru Dumnezeu, ne ducem. Frecventarea bisericii, eu știu, participarea la evenimentele speciale, celebrarea în casă, poate, a sărbătorilor, în care vii și l-aduci pe Dumnezeu la masă, vedem în exemple și în Vechiul Testament modele demne de urmat. Vrei să punctezi cu copilul o sărbătoare? Uite-te, e Dumnezeu, asta e sărbătoare, uite ce înseamnă, stăm la masă, discutăm, copilul vede și prinde. Să înțeleagă principiul. Să înțeleagă principiul. Și punctul acesta de câștig, primul punct, sau eu știu, de câștigarea autorității, dați cinste lui Dumnezeu, nu e o invenție așa din aer, ci o vedem în Scriptură. Ne putem uita la părinții lui Iisus și Iisus, dacă vrem să luăm cel mai de miez, de esență, exemplu. În Scriptură ni se spune în Luca 2, avem o scurtă scenă a copilăriei lui Iisus, ni se spune despre părinți. După ce au împlinit tot, spune textul, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Adică li se naște copilul și vedem un Iosif și Maria care împlineau tot ce trebuia împlinit. Țineau de legea lui Dumnezeu împlinind-o așa cum trebuie. Și sigur, tăria împrejur, punerea numelui, înclinarea pruncului, jertfa, arderea de tot și așa mai departe. Apoi ni se mai zice despre părinții lui Iisus că se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Adică era o sărbătoare națională, așa se proceda, părinții se țineau de ea. Copilul vede, știe, în fiecare an asta se întâmplă, părinții mei asta fac, deja ei automat recunosc autoritatea asta. Așa că un mod prin care copilul poate învăța despre autoritate sau noi ne-o putem câștiga înaintea lor este să dăm cinste cuvintelor lui Dumnezeu. De ce nu? Să ne cinstim, nu de ce nu, chiar poruncă, să dăm cinste sau să respectăm autoritatea propriilor noștri părinți. Văzând respectul față de ei, ei pot învăța ceva. Mai tata și mama se raportează la bunicul și bunica în felul ăsta. Deci cumva, iarăși e o lecție indirectă, poate nespusă, ci doar văzută și învățată. Așa că modelul personal poate să fie acolo. Da, vedem cum și dreptul nostru de părinte devine și o responsabilitate și atunci dreptul este legat de responsabilități și nu facem abuziv ce dorim noi, ci o facem noi le impunem lor ceva, ci uite că și părinții mei funcționează în felul ăsta. Trebuie să vedem care e responsabilitatea legată de dreptul respectiv. Un model în fața lor și copilul asimilează chestia asta fără o poruncă, fără o lecție, fără o forțare, fără o... Și aici, mergând până la lucrurile mici, de respectarea autorităților rutiere, da, poliția da, rutieră, da, sau da, respectarea da. Șefilor, a persoanelor mai înalte în grad, faptul că tu continui să-ți faci treaba și ți-o faci foarte bine sau cât poți tu de bine. Poate chiar ești frustrat fiind ca părinte și copilul vede că ești frustrat, dar măi, trebuie, este șeful meu, am datoria asta, am obligația asta. Problema, obligație, deși mama se supune și tata se supune unei structuri de autoritate. Și dacă vrea, avem și text biblic, adică dați cezarul ce este al cezarului. Când vine ăsta cu întrebarea cu bănuțul, spune, ai o responsabilitate față de autorități? Fă-o, ține-o. Da. E clar, copilul monitorizează ceea ce vede în familie. Absolut toate detaliile. Deci noi nu ne dăm seama, dar ne scanează și ne scanează nu doar în comportament, ci și în atitudinea cu care facem lucrurile. Numai ce aș adăuga la ceea ce a zis Rei, uitându-se la respectul pe care noi îl avem față de Dumnezeu, eu cred că un alt mod în care noi ne putem câștiga respectul în fața lor îi respectându-i pe ei, unicitatea lor, demnitatea pe care o au. Eu cred că ăsta e cel mai puternic argument nespus pe care noi îl aducem în relația cu ei și asta până la urmă le câștigă respectul în fața noastră. Cred că una dintre cele mai șocante mărturii pe care le-am auzit, o doamnă spunea la un moment dat,
trezindu-se din, în viață la experiența din copilărie, zicea în felul următor: a descoperit cu groază că se simțea iubită doar atunci când nu era ea însăși. Ei, asta arată pericolul major legat de structura de autoritate. Îl validezi, îl apreciezi pe copil numai când face ceea ce spui tu și atunci pierzi din vedere unicitatea darului pe care Dumnezeu îl aduce în familia ta prin el. Ne aducem și uite cum îl deformezi. Exact. Vrei să fii altcineva ca să fii respectat. Exact. Exact. Și astea lasă urmări extraordinar de grele în, în viața de adult. Comparațiile. Tu de ce nu poți fi ca frate tău? Hai că nu zicem așa. Cum s-a amintit într-o predică, întrebăm frumos, da, colegul ăla sau colega aia, ce notă? Ce notă o luat? Și sunt atât de deranjante și produc atâtea răni pentru că lezează exact unicitatea asta pe care Dumnezeu a lăsat-o. Ceea ce am constatat, poate decantarea pentru mine la nivel de nevoi de bază în copil și în relațiile dintre oameni, e modelul ăsta al Sfintei Treimi, care promovează distinctivitatea, unicitatea și apartenența. Și cumva pentru mine astăzi liniile directoare, balansul ăla pe care trebuie să-l urmărești în a-ți câștiga respectul în fața copilului, să îl validezi, să îi transmiți că e un dar irepetabil în familia ta și în același timp bucuria asta relaționării și a interconectării cu ceilalți membri ai familiei, frați și părinți ca autoritate. Vi s-a întâmplat să auziți de la copiii voștri, da, de ce să fac asta? Și să răspundeți, pentru că am zis eu. I s-a întâmplat și nouă. Argumentul suprem, because I said so. Și cred care că la un moment dat... Care situațiile în care îi bine, îi în regulă să spui asta? Că sunt situații în care e în regulă să spui asta. Sunt situații în care spui asta pentru că ești pe fugă, ești grăbit, n-ai răbdare să stai acum să explici. Mm-hmm. Nu la alea mă refer, ci la situațiile în care... Îi ok să spui din când în când lucrul acesta. Cum vedeți voi? Eu cred că e ok să spui lucrul acesta. Trebuie să te uiți la copilul tău, foarte probabil ține de vârsta pe care o are, sau să dai răspunsul acesta și în funcție de vârstă. Corect. E clar că mintea copilului este în creștere, în dezvoltare și un copil de o anumită vârstă nu poate înțelege niște lucruri de la alt nivel de înțelegere. Și atunci sunt situații în care tu nu ai cum să explici. Poate că dacă ai timp și răbdare și nu ești pe fugă, cum ziceai tu, încerci să explici. Și vii cu niște argumente, că probabil că e cel mai bine, asta ar fi primul pas. Explici de ce. Vezi dacă pricepe sau nu pricepe. Îți dai seama că explici și copilul se uită la tine și nu înțelegi nimic. Și atunci este clar, băi, nu înțeles. Are rost să mai îi tot explic? Clar că nu-l duce mintea, pentru că încă nu-i mintea lui dezvoltată acolo. Și atunci, mai ales dacă situația în care se află poate fi periculoasă pentru el, atunci, pentru că așa zic eu. Pentru că eu știu că e mai bine. Și nu mi se pare chiar așa de anormal. Știu că se fac multe glume cu pentru că așa am zis eu. Dar este o abordare sănătoasă în contextul potrivit. Așa e, dar uneori... Cred că există riscul ăsta la părinți să sărim calul. Oh, da. Și asta pentru că ai surprins bine. Deci ești pe fugă, e normal să economisești timp, dar întrebarea e, când inerțial tu ai tendință să procedezi de aceeași manieră. Și aici apare pericolul, că pentru noi e calea mai ușoară. Ne vine mult mai ușor să îi închidem gura cu o replică de genul ăsta. Poate ajunge mai repede la biserică dacă o folosim. Da. Dar eu cred că că asta e o provocare majoră, dacă noi vom arăta respect pentru întrebările, pentru de-ce-ul lui, îl vom atrage într-o cultură a dialogului. Și uneori s-ar putea să nu accepte răspunsul nostru imediat și să te pistoneze la cap, dar prin faptul că tu ai răbdare să explici un anumit lucru, asta până la urmă eu cred că va da roade. În cazurile astea în care nu reușim să ținem situația sub control, cum se manifestă respectul și recunoașterea autorității în relația între părinți și copii? Un lucru care merita amintit, a fost cumva anticipat și eu și Rei
știm ce înseamnă un anumit context în care am crescut și vedem în contextul actual dimensiunea asta de permisivitate. Deci e important când gândești respectul, raportarea la autoritate, să înțelegi cele două realități, cele două lumi. Vedem că uneori există o permisivitate excesivă, alteori există un abuz de autoritate. Și pericolul e să fim fie prea permisivi, fie prea abuziv, dominatori în relație. Și atunci întrebarea e cum reușești să-ți construiești un echilibru între cele două? Păi, în primul rând, monitorizând și înțelegând care e tendința ta, încotro ești înclinat mai mult, să te cunoști pe tine ca persoană, ca părinte. Gândindu-ne la felul în care copiii se raportează la noi și ce înseamnă respect, numai probabil răspunsul variază de la o familie la alta. Fiecare părinte poate să spună și ar trebui poate să conștientizeze asta înțeleg eu prin respect. Eu mă gândesc la câteva lucruri. În primul rând, pentru mine, respectul se vede în felul în care copiii vorbesc, felul în care mi se adresează. Apoi, prin faptul că mă consultă în deciziile lor. Te simți ca părinte foarte apreciat și apoi, prin faptul că au curajul să împărtășească anumite lucruri. Acum știm că asta se complică la perioada adolescenței, când intră și își construiesc lumea lor și e greu pentru părinți să accepte că e normal, face parte. Asta e un subiect pe care trebuie să-l dezbatem. Da. Prin faptul că țin cont de părerea noastră. E un pic aici alunecos, pentru că într-o anumită fază de contestare, ei nu vor să țină. Dar e surprinzător dacă ai răbdare și dacă tu îi respecti și îi prețuiești. Până la urmă, lucrul ăsta de roade. Și aici e câștigul imens pe care noi îl experimentăm ca părinți. Faptul că ne ascultă, da, acum asta e... Și nu-și dau ochii peste cap. Și, da. Sau ascultă chiar așa dacă își dau ochii peste nou cap. Și poate elementul care eu îl apreciez cel mai mult, așa cum aminteam, e ăla că ei pot să spună ceea ce gândesc de față cu tine. Deci cea mai mare jignire pentru mine ar fi ca ei să poată să spună ce gândesc cu prietenii și să aibă o altă față când intră în familie. Așadar, contextul, climatul de onestitate poate e cel mai sănătos în care îi putem învăța respectul și autoritatea. Și cum ești tu primit ca părinte în cercul lui, comunică foarte mult de autoritatea pe care ți-ai câștigat-o, de respect. Când vezi că ești bine primit între ei lui, când vezi că-s relaxați cu toți prietenii, cu tu fiind de față, și cum vorbesc din perspectiva omului care am fost și tată, am fost și lider de tineret, pastor de tineret cu încă ei. Încă ești. Și, da, bunicul, pastor de tineret, da. Deci, faptul că îi vezi în largul lor, între prieteni, cu tine de față sau prin preajmă, este o manifestare a respectului sau, eu știu, pe care ți l-ai câștigat. Ăla e un înalt nivel de respect. Da, un înalt. Un alt nivel, da. Deci, așa cred și eu, echilibru între libertate și control este mare nevoie. Și să nu uităm, haosul se scoate afară cu ordine. Libertatea este câștigată după ce ai avut întâi ordine în viață. Nu poți să sar de la haos la libertate direct, așa că cumva ideea cu care aș rămâne aici este cu cât implementezi mai multă ordine în copilăria timpurie, poți da mai multă libertate în copilăria târzie. Undeva de la început pleacă totul. Și în câștigarea autorității și a respectului și apoi lucrurile se clădesc pe un fundament deja existat. Cred că am putea aduna materialul de astăzi în următoarele două gânduri. Un copil învață să respecte doar dacă e respectat și dacă, așa cum zicea Ray, vede modelare în respectul tău față de autoritate. Și în al doilea rând, respectul înseamnă a hrăni cele două nevoi critice. Unicitatea sacră și apartenența. Relația semnificativă cu tine și cu ceilalți membri ai familiei. Ce frumos! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și sper ca cu toți împreună să reușim să găsim acel fin echilibru între libertate și control. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Pe curând!